De astăzi, 16 iunie, programul de activitate al transportului public municipal, trolebuze și autobuze a revenit în regim obișnuit pe parcursul întregii zile, fără întreruperi, însă este interzis în continuare îmbarcarea pasagerilor în unitățile de transport fără măști de protecție. O hotărâre în acest sens a fost adoptată de Comisia Extraordinară de Sănătate Publică a municipiului Chișinău la solicitarea primarului general Ion Ceban. Am primit mai multe mesaje și solicitări din partea mai multor locuitori, medici care ne-au comunicat despre dificultățile pe care le-au întâlnit pe parcursul zilei când transportul a fost sistat, având un alt trafic de lucru și erau nevoiți să urce în transportul deja plin. Analizând împreună cu grupul de lucru toate riscurile, am ajuns de comun la concluzie că transportul nu trebuie să fie restricționat pe parcursul săptămânii, a scris Ceban pe pagina sa de Facebook. Astfel, autoritățile municipale vor înainta propuneri către Comisia Națională de Sănătate Publică pentru a fi revăzută decizia referitoare la transportul public din Chișinău, astfel ca acesta să activeze în regim obișnuit pe tot parcursul săptămânii. Capacitatea recomandată de îmbarcare a unităților de transport este de 35 de persoane pentru trolebuzele și autobuzele obișnuite și de 50-60 de persoane pentru cele articulate. Forțele de ordine vor fi prezente în continuare în stațiile de așteptare a transportului public pentru monitorizarea fluxului de pasageri conform limitelor stabilite, neadmiterea îmbolțelii și îmbarcării călătorilor fără măști de protecție. Totodată regia transport electric, parcul urban de troleibuze buze și administratorii rutelor de microbuze vor asigura personalul liniar cu echipamente de protecție, respectiv dotarea unităților de transport cu dezinfectanți pentru mâini.